astăzi a fost prorogată prin dispoziția domnului primar 542 din 23 ianuarie 2016. Verificând prezența consilierilor, sunt după să își înceapă activitatea. Vă rog, faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Propun pe doamnă Vasile Iubeanu. Mai sunt și alte propuneri? Sunteți de acord ca domnul consilier Vasile Iubeanu să fie președinte? Puneți la vot. Domnul consilier. Da. Nu aveți cum la pentru încredere. Aș vrea să întreb dacă s-a consultat procesul verbal de la ședința anterioară și dacă sunteți de acord cu... L-ați consultat, dacă sunteți de acord? Da. Deci sunteți de acord? Da. Punem la vot. Da, toată lumea de acord. Așa, și acum să citim ordinea de zi. La primul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Coțofănești pe anul 2017. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru 2016. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe sursa C, credite interne, pe anul 2016 pentru Comuna Coțofănești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentațiilor tehnice pentru un număr de 4 poduri și podețe, proprietate publică a Comunei Coțofănești în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajament pastoral în vederea închirierii pajiștilor aflate în proprietate privată la UAT Coțofănești. Iar punctul 6. Probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și aud dacă mai aveți ceva de completat. Dacă... Să punem la vot. Nu mai termin. Începem cu primul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Coțofănești pe anul 2017. Inițiator, primarul Comunei Berelor. Eu sunt inițiatorul de proiect. Da. În schimb, citire voi da doamnei Antochia Dina, care se ocupă implicit de problema impozitelor și taxelor locale. Vă rog, doamne. Vă prezint referatul privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. Deci, Adina Antuchi, consilier în cadrul aparatului fiscal al Consiliului Local Coțofănești și vă aduc la cunoștință următoarele. Începând cu anul 2017, potrivit prevederilor legii 227/2015, privind codul fiscal al articolul 49, aliniatul 1 și aliniatul 2, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume de lei, sumele respective se indexează anual până la 30 aprilie de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior. Comunitatea pe site-urile oficiale, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale. Sumele indexate conform alineatului 1 se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se aplică pentru anul fiscal următor. Întrucât pe site-urile precizate anterior nu s-a publicat încă rata inflației în vederea respectării termenului prevăzut la articolul 7, alineatul 2, din legea 52/2003 privind transparența decizională, în administrația publică s-a procedat la inițierea prezentului proiect de hotărâre privind stabilirea și impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Coțofănești pe 2017. Cu menținerea cuantumului acestora la nivelul de anul fiscal 2016, doar cu mici modificări. Deci propun menținerea cuantumului pentru anul 2017 la fel ca și cuantumul anului fiscal 2016, doar cu mici modificări pentru care vom da vorbire și vom consulta cu toți. Având în vedere cele precizate anterior, precum și conjunctura economică actuală, respectiv necesitatea menținerii veniturilor bugetului local, propun adoptarea structurii, nivelurilor și codului impozitelor și taxelor locale în forma prezentată. Acum vă fac prezentă anexa privind proiectul de hotărâre. Și anume, impozitul clădirii rezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08
1% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, pentru care propun să se mențină cota de 0,1% asemănător anului precedent. Dacă sunteți de acord. Valoarea impozabilă a clădirii exprimată în lei se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acestuia exprimată în metri pătrați cu valoarea impozabilă corespunzătoare exprimată în, în lei pe metri pătrați dintr-un anumit tabel. Pentru clădirile cu pereți din, de cadre de beton, în cazul nostru avem fără instalații cu apă canalizare, este de 600 de lei. Pentru clădiri cu pereți din lemn, cărămidă, paiantă, vălătuci, 20 de lei. Pentru construcția anexei a corpului principal unei clădiri, având pereții din beton, cărămidă arsă, piatră sau alte materiale asemănătoare, 175. Pentru construcția anexe unei clădiri, având pereții din lemn, cărămidă, nearsă, vălătuci și sau alte materiale asemănătoare, 75 de lei. Pentru subsol, demisol, mansardă utilizată, este 75% din suma care s-ar aplica clădirii, iar subsol, demisol sau mansardă utilizată cu alte scopuri decât cele de locuință, 50% din suma care s-ar aplica clădirii. Aceste valori se înmulțesc apoi cu coeficientul de corecție pentru fiecare localitate în funcție și de rangul localității și zona unde se află amplasată clădirea. Coțofănești avem 1,1, Bâlca și Borșani 1,05, Tămășoaia, Boiștea și Cartierul Romilor 0,9. Acești coeficienți sunt stabiliți în conformitate cu zona și rangul localității respective. Valoarea impozabilă a clădirii determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus menționate se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează. Cu 51% avem reducere pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani, de la data de 1 ianuarie anului de referință, cu 30% pentru clădirea cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, inclusiv între, cu 10% reducere pentru clădirea care au o vechime cuprinsă între 30 și 50 de ani inclusiv. Pentru impozitul clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 și 1,3% asupra valorii care poate fi valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de evaluator autorizat în ultimii 5 ani, anterior anului de referință, valoarea finală a lucrărilor de construcții în cadrul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anterior anului de referință și valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate în cadrul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anterior anului de referință, pentru care propunem la fel menținerea de 1%. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activități în domeniul agricol, impozitul clădirii se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor 2 de la aliniatul 1, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, ceea ce avem foarte multe cazuri. Adică persoanele juridice care desfășoară activitate în clădirile dumneavoastră. Impozit pe clădiri cu destinație mixtă aflată în proprietatea persoanelor fizice. În cazul clădirii cu destinație mixtă aflată în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat cu suprafață folosită în scop rezidențial cu impozit determinat pentru suprafață folosită în scop nerezidențial. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform calculului impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform impozit pe clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activități economice, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor impozit pe clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Calculul impozitei sau taxe pe clădirile îndeținute de persoane juridice. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea. Da. Am înțeles că cota de impozitare rămâne aceea. Da. Anul trecut. Da. Dar valoarea de evaluare pe metru pătrat este aceeași? Dumneavoastră, în funcție de valoarea care ați declarat? Nu valoarea clădirii. Valoarea din tabel.
Sigur. Care, deci, sigur. Deci nu s-a modificat nici... Dezonificare. Dezonificare, da, deci sigur. Nu s-a modificat nici dacă degeaba păstrăm... Ramul și zona localității unde este încadrat fiecare localitate. Deci valoarea este aceeași. Deci, practic, impozitul nu se va mări. Absolut. În modul grosul. Da, păi... Eu am acel rugăminte, am legătut. Ceea ce discutați, ce citiți dumneavoastră, deja sunt chestii de cod fiscal. Da, sigur. Mie mă interesează să veniți punctual cu... Pe câte pe intravilan pe teren, câte pe clădiri, câte alte tari. Că nu citim că dacă stă persoana, nu stă persoana. Cine este interesat de acordul fiscal și îl citește. Dacă sunteți de acord cu mine, da, dacă nu, de acord. 25 de pagini. Dacă avem câte ceva nelămuriri, putem explica. Absolut, absolut de asta. Sigur. Și fata o să vă explice unde avem singura modificare, care este negativ, este tot spre beneficiul cetățeanului. Despre asta este vorba. Deci nu mai vedem dacă stă persoana, nu stă persoana. Ca să... Mai am ceva de... Aici la persoane juridice, la impozitarea persoanelor juridice. La clădiri, da. La, tocmai. La clădiri, da. De ce persoanele juridice care desfășoară activități în domeniul agricol au o cotă redusă față de ceilalți agenți economici? Nu au cotă redusă. Ba da, păi... 0,4%. Este din codul fiscal. Deci noi nu putem modifica. Pe cod fiscal, este o cotă... E maximă pentru maximă, agricol? Maximă, păi asta vreau să știu. Da? Nu știam de ce deci, pentru celelalte activități este 1% și pentru... Deci din codul fiscal. Deci este maximul... Este o cotă aplicabilă fixă. Pentru agricol. De facilitate pentru cei care desfășoară activități agricole. Și pentru clădirea respectivă ar trebui să plătească 0,4% asupra valoarei cotate pentru clădirea respectivă. Deci este o activitate care vrea să fie încurajată. Da, da. Acum, dată fiind că ați intervenit și mi-ați dat mie posibilitatea de a vă explica mai, v-aș citi motamod din nu, lege. Am citit. Dar, eu am pus întrebări doar la ce nu eram da, pentru nu. Deci explicăm pentru clădirile cu persoane juridice. 1%, aceeași cotă, în funcție de valoarea impozabilă, la cota valorii impozabile, iar pentru proprietarii clădirilor care nu au actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani, anterior anului de referință, cota impozitului este de 5%. Aici nu mai putem stabili. La fel este o cotă fixă, prin codul fiscal. 5% din valoarea ultimei evaluări sau din valoarea din contabilă? Din ultima evaluare. Ah, păi, și asta era un alt... Ultima evaluare. Nu, din ultima evaluare. Deci spune, în codul fiscal se spune foarte clar. Da, atunci o să trecem la... impozitul pe teren și taxa pe teren. La fel la plata, revin la plata impozitului pe clădiri. La fel este în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie. Pentru se poate plăti în două tranșe. Pentru plata cu anticipație până la 31 martie integrală, se poate beneficia de bonificația de 10%. Pentru impozitul de clădiri, unde contribuabilii au o valoare de 50 de lei, se plătește integral. La fel, taxa pentru clădiri se plătește lunar, până la 25 ale lunii următoare, fiecare luni în perioada de valabilitate a contractului, prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere sau administrare. Pentru impozitul pe teren, la fel este în funcție de zona și rangul unde este amplasat. Avem pentru impozit curți construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol, o altă categorie de folosință, până la 400 de metri inclusiv, se stabilește prin înmulțirea terenului exprimat în hectare. Pentru cotovănești avem 1000, pentru 1000 de lei pe hectar, curți construcții, la fel și pentru Borșan și Bâlca, iar pentru Tămășoaia 356 de lei. Tămășoaia și cartierul oamenilor. Și de intravilan. Intravilan. N-are nimeni un hectar intravilan. Și Boiște, da. Tămășoaia, Boiște și cartierul oamenilor. La impozitul pe teren, pe categoria de folosință, la terenul arabil, la fel în funcție de zonă. Terenul arabil 28, pășunea 21, fâneață 21, via 46, livada 53, pădurea 28, deci în cazul nostru nu avem, pentru terenul intravilan. Acum mergem la terenul extravilan.
La terenul extravilan, impozitul și taxa se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel, în funcție de zonă și rang. Pentru noi, tot terenul extravilan, inclusiv pădurile, sunt încadrate în zona A. Avem aceeași valori, indiferent dacă îl avem la Cruce, îl avem la Boieresc, unde e același valoare. Și anume, avem la teren cu construcții în zona A 31, terenul arabil 50 de lei, pășunea 28, fâneața 28, via 55, livada 56, pădurea 16, teren, pentru că nu avem amenajul piscicole, și aici am încheiat. Da. La fel ca și plata impozitului, se plătește tot în două rate, la 30 martie. Valabil pentru toate impozitele. Pentru toate impozitele, da. Iar plata cu integrală până la 31 martie, inclusiv 31 martie anului respectiv, se acordă bonificația de 10%. Impozitul pe mijloace de transport, la fel, calculul impozit este în, nu avem nicio modificare. Aici numai cu zonificare. Nici cu zonificare, ceea ce codul ce fiscal. Codul fiscal stabilește. S-a stabilit, noi îl respectăm. Acum, pentru taxele prevăzute în codul fiscal, prelungirea, nu, taxa pentru eliberarea certificatelor și avizelor de autorizație. Aici. Pentru certificatul de urbanism avem până la 150 de metri 3 lei, între 151 și 253,5 lei, între 251 și 504,5 lei, între 501 și 756 lei, între 750 și 1007 lei, iar peste 1000 de metri 7 lei plus 0,0 la 1 lei pe metru pătrat, ceea ce se depășește 1000 de metri pătrați. Aici n-am aprofundat eu, dar aici trebuia umblat un pic, pentru că nu avem voie. Deci, fiți aici? Nu, avem. Mă uitam 3 lei pentru un certificat de urbanism. Nici hârtia și munca nu plătește niciun fel. Deci, Noi deja plătim jumătate, suntem în mediul rural. Nu e voie. Rural și deja plătim jumătate. La mediul urban este 6 lei. Eu aici n-am precizat, deși în codul fiscal așa este. Eu le-am prezentat direct la 3 lei, ar fi trebuit deja la mediul rural, urban este 6 lei. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale, pentru avizarea certificatului de urbanism pentru utilizarea existentă în zonă de către Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului de către primar sau de structurile de specialitate în cadrul consubiețean este 20 de lei, aici l-avem majorat deja de anul trecut cu 20%. Ne-am permis legea. Unde ne permite legea anul trecut, știți că am avut câteva cazuri care am zis, erau 18, noi am dus la 20. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate mai sus este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalației aferente. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădire aferentă pentru desființare. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară pentru lucrări de cercetare a terenului ar fi 15 lei pe metru pătrat. Taxa pentru eliberarea autorizației necesară pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții care nu sunt incluse în alta autorizație de construire egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere, conturi, căsuțe, rulote este egală cu 2% din valoarea autorizată. Taxă pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme, până la 8 lei inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată. Taxă pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice, canalizare, apă, gaze, la noi 13 lei pentru racord branșare, taxă pentru eliberarea certificatului în nomenclatură stradală 9 lei, taxă pentru eliberarea autorizației desfășoare unor activități și avem în cazul nostru
taxă pentru eliberarea autorizației sanitare funcționare 9 lei din lege. Este taxă pentru eliberarea testatului de producător, respectiv eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 81 de lei. Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 5-6-1, restaurante, 5-6-3, baruri și ale activității de servire a băuturilor, 9-3-2, alte activități recreative și distractive, potrivit clasificării activităților din economia națională, actualizată prin ordinul președintelui Institutului Național de Statistică 337/2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională, codul KM, datorează bugetul local al comunei, orașului sau municipiului, după caz, în a cărui rază teritorială administrativă se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea, vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică în funcție de suprafața aferentă activităților respective. Și avem împărțit în două cazuri. La noi e până 4.000 de lei până la o suprafață de 500 de metri pătrați. Și am stabilit ca și anul trecut, între 1 și 100 de metri, taxă de 700 de lei pe an, ceea ce noi avem, cazuri. Între 101 metri și 200 metri pătrați, 1.000 de lei pe an, între 201 metri pătrați, 500 metri pătrați, taxa de 1.500 de lei pe an. Iar până la 8.000 de lei, pentru că respectăm legea, pentru o suprafață mai mare de 501 și mai mare de 501 metri pătrați. 4.000 de lei. Da, 4.000 de lei. Am luat cota cea mai mică. Până în prezent nu avem. Sperăm să dea Dumnezeu. Taxă pentru eliberarea autorizației primind desfășurarea activității de alimentație publică și alte activități declarate și încadrate în clasa KM. În cazul în care comerciantul îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege, se stabilește 150 de lei și se emite către primarul în acordul de competență se află amplasată unitatea sau standul de comercializare. Taxa pentru anularea autorizației de desfășurare a activităților economice, 16 lei. Taxă completare obiectiv de activitate, schimbare, sediu sau membri asociației, 16 lei. Da. Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. Afișat la locul unei persoane ce își desfășoară activitatea economică este 38 de lei pe an. Era 34 în lege, anul trecut l-am majorat până la 38. În cazul unui alt panou, 34 de lei pe an, la fel l-avem majorat, din legea 227. Pe 2015. Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătește anual în două rate egale, până la 31 martie, 30 septembrie, la fel ca și celelalte taxe. Acum taxele locale. Nu, mai avem taxe eliberare de copii heliografice de pe planul cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deținute de către consiliile locale, 32 de lei. Taxe pentru eliberare certificat de atestare a extinderii construcției în suma de 0,1% din valoarea impozabilă a construcției. Taxă cămin 50 la taxele locale. Taxă cămin 50 de lei pentru bulca și tămășoaia. 150 de lei coțofone și borșan, taxă xerox, 0,5 lei pe pagină, taxă timbru eliberare adeverințe certificate care atestă un fapt sau o situație, 2 lei, taxă eliberare certificat fiscal, 4 lei, taxă eliberare anexa 24 privind dezbaterea succesorală, 20 de lei, taxă cercetare arhivă și eliberare copiat acte, 10 lei, taxă oficiere căsătorie, 10 lei în afara orelor de program, taxă eliberare copii plan încadrare în zonă și copii plan parcelar, 10 lei, taxă branșament rețea publică apă, 125 de lei, taxă eliberare copii poziții registru agricol, 10 lei, taxă eliberare adeverință APIA, 10 lei, taxă eliberare adeverință corecturi pentru titlul de proprietate pentru cartea funciară, 10 lei, taxă eliberare titlul de proprietate cu suprafețe în intravilan, 15 lei, taxă afișare, cerere și ofertă, vânzare teren agricol în extravilan, 20 de lei, taxă vânzare stradală, 18 lei pe lei, taxă pentru închirierea terenului folosite în scop agricol, 168 de lei pe hectar pe an, taxă pentru vânzarea produselor de orice fel de vehicul, din vehicule sau autovehicule, 20 de lei pe an, taxă utilizare piață comunală pe zi. Utilizare comunală, 1 leu pe metru pătrat pe zi. Avem piață comunală? Ați ai fixat? Deci noi am avut o lovință. Da, da.
și o avem prins în hotărâre, taxa eliberare, anexa 1 și anexa 2 privind eliberare, proces verbal și certificat, identificare și atestarea proprietății, taxe pentru folosirea temporară a terenului din domeniul public sau privat pentru săpături, intervenție la rețele 0,5 lei, taxe pentru eliberarea adeverinței de liberă vânzare și pentru adeverință că pe raza comunei nu a fost instituită nicio zonă de patrimoniu arheologic 30 de lei pentru fiecare ofertă de vânzare, taxe pentru formulare tipizate, certificat producător 7 lei, carnet de producător 11 lei, certificate, avize, autorizații 2 lei, autorizații de funcționare și viză 2 lei, taxă drum comun, utilizare drum comunal de către mijloace de transport 5 lei pe metru cub material lemnos și 5 lei taxă pentru alte materiale, petriș, balastru. Plata este datorată de către agentul economic la care exploatează deci materialul lemnos în baza cantității adjudecate prin licitație la Ocolul Silvic. Pentru alte materiale, taxa se va plăti de către agentul care exploatează de sursa. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 50 de lei și poate fi majorată. 500 de lei. 500 de lei și poate fi majorată. Taxele extraoficiale de timbru. Astea sunt potrivit legii 177/199. La ele, deci, nu putem, nu avem dreptul, sunt conform legii. Taxe de matriculare și înregistrare, la fel. Autoturisme. Pentru vehicule lente 8 lei, pentru moped 8 lei, taxă pentru căruțe 4 lei, taxă matriculare autovehicul cu remorci cu masa total maximă autorizată până la 3500 kg și inclusiv 60 de lei, taxă matriculare autovehicul și remorci cu masa total maximă autorizată peste 3500 kg, 145, taxă autorizare provizorie, până acum n-am avut-o, din 2015 se plătește la noi. Știți, s-a schimbat, vă fie poate și de folos, ajungeți până la Bacău și vă întoarceți înapoi. La bugetul local, 9 lei. Da, apoi taxe judiciare de timbru și conform legii 146, la fel, nu le stabilim noi, sunt stabilite la judecătorie și sunt plătite la bugetul local. Taxele speciale. Taxa PSI 8 lei pe gospodărie pe an, taxa consum energie iluminat public 10 lei pe an pe gospodărie, taxa salubrizare 3,76 de lei pe an de persoană. Dispoziții comune, deci majorarea impozitoaxelor locale, așa cum știți și dumneavoastră, Consiliul Local poate majora cu un procent de până la 50% anumite taxe prevăzute în lege, conform articolului 494, alineatul 10, litera B și C. Aici avem, pentru terenul neagricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, Consiliul Local poate majora impozitul pe teren cu până 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite a prin hotărârea Consiliului Local. Consiliul Local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor în terenurile prevăzute la aliniatul 5 se adoptă prin hotărârea Consiliului Local destinat. De aceea propun, aici a fost anul trecut o cotă pentru persoane juridice de 500%, iar pentru persoane fizice de 100%. Propunerea mea mi-ar fi să nu mărim, deci să revenim la cota de 0. Deci nu avem persoane juridice, ar fi CFR-ul, pentru care 9 anual CFR-ul la vară. Deci noua anual CFR-ul ne achită un impozit de 2.991 de lei pe clădiri. Asta ar fi trebuit cu 500%. Vă dați seama la ce valoare ar ajunge. Sigur. Vom face lucrul ăsta. Vom face lucrul ăsta pentru faptul că acolo e un dezastru. E jungla adevărată. Am făcut curățenie vreo 2 ani de zile, eu la rând. Oamenii n-am mai reușit să mai fac. Am ras toate dalele, am curățat, am tuns pomii, tuile, gardul viu. Dar nu, trebuie făcut ceva. Ei ori trebuie să vândă... 2900 de lei plătesc? Da. Adică 29 de milioane. Și ce este așa de mult? Păi și ce e așa de mult? Păi eu plătesc 22 de milioane. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Cu 500% ar trebui la... Păi nu, nu, anul ăsta îi punem, mai punem la treabă. Și eu plătesc 12 milioane în 3 luni, 4 luni. Deci 33 ori 15, 1 miliard jumate, nu? 1 miliard și jumătate. Deci la 500%. Poți să faci cu 100%, poți să faci cu 200%. Deci, ăla e plafonul maxim.
Domnul primar, ne încadrăm cu niște sume care vor rămâne acolo. Maximum când poate să fie în casă, la bugetul local. Se afectează bugetul local, pentru că spune stai doar că mata e din. Mata e încasată atât și îți dau prin indiferență. Aici e treaba, știi? Nu o facem treaba. Se afectează la ce vine? Exact. El spune, domnule, ai de încasat 2 lei. Eu nu-ți mai dau, îți dau un leu, pentru că matale deja ai 2 lei. Du-te și adu-i, adu-i pe aia. Îi dai în judecat? Nu, eu vă propun că nu e 100%. Ajunge 100%, să vezi tu ce ai ești. Ajunge 25%. La 30 de milioane, ori 25. Noi trebuie să le deschidem ochii, trebuie să facă ceva. Ne încadrăm cu sumii care vor fi acolo pe caiete. Rămâne pe caiete și de fiecare dată, la 2 ani, de 30 de milioane. Te afectează la bugetul local. Sigur, ne afectează tot pe noi. Mai degrabă luați mai puțin și ai viteză de circulație în bani și faci ceva mai acătă. Dar problema este, cum a spus, a specificat bine domnul primar, că eu sunt vecin cu gara noastră. Și într-adevăr e catastrofă acolo. Dezastru. Nu am mai făcut noi curățenie, nu am făcut nimic. În afară de curățenie este și un loc de adăpost pentru răi, pentru aurolaci. Se știe că toate aurolaci sunt geamă. Așa este, adevărat. Secund, dar noi am tras lumina, noi ne-am făcut datoria. Noi am venit până acolo. Chipurile și ei, cu intervenția domnilor de la CFR, au tras și ei un bec, chipurile. Noi am făcut tot ce s-a putut. Dar mai mult de atâta decât să-i punem să plătească mai mult și poate ori conștientiza să facă curățenie și să întrețină clădirile. De întreținut nu cred că le văruiești, vreau să mele pară în viață sau acoperișul, sau să le vândă fraților cu ei. Sau să le dărâne. Sau să le demoleze. Nu le-am zis, fraților. Facem un platou acolo, ca lumea știm că harta, scrie pe brancardă harta, bârca și pe asta basta. Da, e teren deschis, nu mai este niciun pericol. Absolut, eu anul ăsta n-am mai avut timp să fac curățenie acolo. Am vrut să fac curățenie, n-am mai avut timp. Dar acolo îmi trebuie cu oamenii la ajutor social 2 săptămâni pentru ce se întâmplă. Toți. 70% din garele CFR sunt în situație. Mă, la primăvară am zis că dau cu soluții de aia să nu mai crească burină. Hai, Adina, zi mai departe ca să... Da, deci rămâne de stabilit. Terminăm și la urmă, discutăm. Nu, nu, luăm hotărârea că le majorăm acum. Da. Majorăm cu 100%, adică propunerea mea. Iar pentru persoanele fizice, clădirile? Aici am discutat. Aici chiar câte încadrești cu el, dacă ăștia cap și persoane juridice, poate și-ar permite să facă niște investiții sau să demoleze. Dar persoanele fizice, eu cunosc cazuri punctuale. Sunt persoanele acele... Eu Borșan, eu iau la chiriac acolo, la casa părintească. Dacă vreau să iau la cosofonește aici, unde am făcut noi curățenie și de primărie, e dincolo la Necostel Lupul, la Hagiu. La Manea aici. Dar câte nu sunt? La Manea. Unde sunt? La Biga, la Stroiva. Sunt părăsite, sunt locuite. Dar unde este om activ? Nu. Dar om moștenitor. Nu, unde e om activ nu este. Om moștenitor, dar nu sunt aici. Exact. Cine știe cu Nisus? Da, dar dacă intri peste terenul lor, să vezi ce repede vine știe. Da, a fost de... Da, însă și la noua... Da, ții, domnul, că aici o să mai vedem. O să mai discutăm. La aici, la persoane fizice, mai în joc. Deja suntem pe recuperare, sunt foarte mulți. Deja ei nu și-au plătit ce au de plătit. N-au plătit 2-3 ani și nu avem. La persoane fizice, gata, la juridice... Nu, la juridice mergem cu... Anul ăsta mergem cu penalizare, mergem cu... codul fiscal. Ne ducem cu 100%. Nu ne ducem cu 500, că e foarte mult. Nu putem anul. Adică peste prima dată, ani. Vedem după aia ce vor face. Peste 2 ani. Se propunerea mea, dumneavoastră, dacă e asta. Dacă nu își fac ceva, așa că... Da, dar noi o să le aducem la cunoștință pentru hotărârea care am... Punem în hotărârea Consiliului Local, pentru că nu de 2 ani de zi. Și le puneți și o motivație. Nu putem. Puneți și o motivație pentru că-ți clădirea... Nu, dar noi în paranteză spunem că dumnealor nu văd de aceste proprietăți să le îngrijească de 10 ani, nu de 2 ani. La Bitic Stroiu, la Borșan, a fost nimeni acolo de 5 ani, cred. Cu căzut și acolo ne încadrăm cu debite și ne... Și-au vrut să vândă și nu vrea... Ne înregistrăm cu debite și nu facem nimic. Așa, nu se înțeleg. Da. Indexarea impozitelor și tase locale, în cazul oricărui impozit sau oricărui tase locale, se constă într-o anumită, ce v-am spus la început, sumă de lei, în care stabilește în baza unei anumite sume de lei, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către Consiliul Local, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior. Da.
și apoi ajungem la sancțiuni. Sancțiunile sunt nerespectarea prevederilor prezentului titlu, atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Și constituie contravenții următoarele fapte. Și sunt stabilite conform codului fiscal, de la articolul 461, aliniatul 2, 6, 7, declarații de impunere. Deci acum, dacă ar trebui să vă enumerez, vă dați seama că sunt exact pe codul fiscal. Deci noi ar trebui să respectăm codul fiscal. Facilitățile fiscale. Ca facilități la plata acestor impozite și taxe, sunt propun, ca și din anii anteriori, persoanele cu handicap grav și accentuat și cu gradul 1 și 2 de invaliditate, precum și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate, să fie scutite integral pentru impozitul pe clădiri, doar pentru casa de domiciliu, impozit pe teren intravilan sau extravilan până la 5 hectare, TMT doar pentru un singur autoturist adecvat handicapului, PSI și iluminat public și taxă salubritate. Persoanele ce sunt proprietare cu acte și cetățenii de onoare declarației Comunei Coțofănești. Avem un singur cetățean. Da. Dar dumnealui în același timp este și... Deci veteran de război, oricum se încadrea. Se încadrea. Da, dar la veteran de război nu era scutit de taxă de iluminat, de salubrizare, nu? Da, în principiu. Bine. Consiliul local poate acorda pentru plata cu anticipația impozitului pe clădiri, terenul și mijloace de transport atât persoane fizice cât și la persoane juridice, datorat pentru întregul an de către contribuabil până la 31 martie al anului respectiv inclus, o bonificație de 10% inclusiv. Ce facilități mai avem? Avem conform articolului 266 aliniatul 5 din legea 207/2005 codul de procedură fiscală, sumele aflate în scor la 31 decembrie 2016 până la 40 de lei se anulează. Aici, pentru o anumită categorie a impozitului, aflată în sold conform a codului fiscal, se poate anula. Pentru înștiințarea, cheltuielile cu poșta costă mai mult decât suma care ar fi trebuit să fie recuperată. Vă mai aduc la cunoștință că conform articolului 495 din legea 227/2015 și ordonanța de guvern 50, în vederea stabilirii impozitului taxe locale pentru anul 2016, stabilesc reguli. Persoanele fizice care până la 31 decembrie 2016 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarația până la 31 martie 2017 inclusiv, conform modelului aprobat din Ordinul Comun al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale, în termen de 60 de zile de la data publicării. Asta a fost. Iar persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le țin în proprietate până la 31 decembrie 2016, destinația și valoarea impozabilă a acestora, pentru persoanele fizice și persoanele juridice care desfășoară activitate, până la 31 martie 2017. Gata, nu? Da. Dar pe declarație ai făcută de anul trecut și la... Sunteți obligați ca în fiecare an. Fiecare an se face declarație. Poate, fiecare an fiscal. Poate sunt modificări, dar dacă aveți aceeași declarație, oricum sunteți obligați să o completați și o să declarați. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Primarul Comunei Coțofănești, județul Bacău, având în vedere raportul cu compartimentul de specialitate în legislațiul numărul 5895/2016 al doamnei Antohia Dina, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și expunerea de motive a primarului Comunei Coțofănești, județul Bacău, prevederile legii numărul 227/2015 cu modificări și completări ulterioare privind codul fiscal tipul 9 roman privind impozite și taxe locale, articolul 457, 458, art. 462, aliniat 1, aliniat 2, aliniat 3, aliniat 5, articolul 467, aliniat 1, aliniat 2, 3, 5, prevedere legii numărul 207/2015 privind codul de procedură fiscală. În temeiul prevederilor articolul 26 și articolul 36, aliniat 2, litera B, aliniat 4, litera C, ale articolul 45, aliniat 2, litera C, din legea numărul 215/2015,
1, administrație publică, publice locală, republicată cu modificări și completări ulterioare, propun la articolul 1. Se stabilesc impozitele și taxele, și taxele valabile cu 1 ianuarie 2017, conform anexei numărul 1 și anexei numărul 2, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. E ceea ce a dat citire doamna consilier Antochia Dinar. Articolul 2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de transport sau, sunt creanțe fiscale anuale care se plătesc în două rate egale până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv. La, aici a fost punctul 1 la articolul 2. Punctul 2. Pentru neplata la termene enunțate la aliniatul 1, contribuabilul datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementării legale în vigoare. Articolul 3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren și pe mijloace de transport datorate aceluiași buget local de către contribuabil, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare se plătesc integral până la primul termen de plată. Articolul 4. În cazul contribuabilului, persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipație până la 31.03.2017, inclusiv a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport, se acordă o bonificație de 10%. Articolul 5. Taxa pe clădiri și teren se plătesc lunar până la data 25 ale lunii următoare, fiecare luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare, ori folosință. Articolul 6. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitului și taxelor locale datorate pentru anul 2017 și intră în vigoare începând cu data de 01.01.2017. Articolul 7. Pentru anul 2017 se aprobă scutire la plata taxelor și impozitelor pentru următorii contribuabili. A dat citire doamna Adina mai înainte, e vorba de persoane cu handicap grav, cu grad 1, veterane de război și văduvele veterane de război și cetățenii de onoare. Să fie scutite de integral prin primul de clădiri, așa și spune de până la 5 hectare, spune de da. Articolul 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comune și se va comunica instituție prefectului județului Bacău, biroului financiar contabil, din cadrul aparatului specialitate al primarului comunei și primarului comune și ca o adăugire, o completare. Noi în fiecare an, în polul primăriei, în polul principal, afișăm impozitele și taxele locale pentru anul fiscal următor. Deci acum, dacă o să vedeți pe peretele dinspre biroul meu, este afișat, sunt afișate taxele și impozitele și taxele locale care au... Sunt. Au fost afișate și sunt până la 31 decembrie, iar normal că trebuie să fie ele. După 31 decembrie, automat ne înlocuim și le schimbăm cu impozitele și taxele locale pe anul 2017, pentru ca cetățeanul să fie informat când vine la primărie, fie că vine interesat să vadă impozitele și taxele locale, îndrăs să un funcționar să explice pentru că le găsește, fie că atunci când își pierde timpul, își mai aruncă ochii și mai vede, ba cu legea fondului funciar, ba cu impozitele și taxele locale, ba cu ISU, ba cu ce vreți dumneavoastră, cu problemele de ordin social și așa mai departe, pentru că în toate gazetele de perete sau știu, panouri afișate pe perete, avem câte ceva care se intereseze în cetățean. Dacă dumneavoastră ziceați că acolo unde e singura modificare, ați specificat-o? Nu. Pentru aici, pentru cota de 500%, pentru clădirile neînțelegi. Ce vreau să vă spun, ca să eu, ca să închei cuvântul, și dumneavoastră, dacă vreți să mai completați ceva sau să întrebați ceva, să aveți neclar nivel de lămurit, să spuneți. Vreau să vă spun ca să fie bineînțeles și nu totdeauna să explodăm chestiile astea. Să nu mergem și să folosim că primarul a mărit taxele, impozitele. Impozitele și taxele locale rămân la nivelul 2017 fără nicio adăugire, adică fără nicio mărire, dar nici fără nicio scădere. Și fără nicio scădere. Deci rămân la 2017. Ceea ce vreau să vă, dacă vreți să faceți comparații între consiliile locale, uitați-vă pe net că găsiți, să vedeți că avem, poate nu am fi noi cu cele mai mici, dar suntem printre consiliile locale cu cele mai mici taxe și impozite locale. Chiar uitați-vă, pentru că s-a exploatat tema asta anumite ocazii și între care eu am fost pus la stâlpul în familie, că am mărit taxe și impozite și am omorât cetățenii comunii locale și i-am dus la sapă de lemn. Nu s-a întâmplat așa,
Totdeauna am ținut cont de cetățenii comune, am ținut cont de puterea economică a cetățenilor comune, de faptul de cât au fost, de câți oameni, sau știu eu, de câți cei cu putere, cu abs de muncă, să zicem, sunt angajați. Deci totdeauna am ținut cont de acest lucru și țin cont de acest lucru, pentru faptul că e ușor să comanzi 20 la fundul altuia și mai greu este să le și încasezi. În cazul nostru este foarte greu să încasăm bani, dacă punem niște taxe și poste mari, e foarte greu să încasăm de la cetățenii comune bani, pentru că, încă o dată mă repet și repet, că de fapt asta e o chestie la națională. Cetățenii și nu numai din mediul rural și cei din mediul urban nu trec într-o perioadă foarte bună din punct de vedere material și financiar. Și atunci nu putem și noi că mai venim cu o povară în plus pe umerii lor. Și așa taxele și impozitele sunt destul de... Vedeți că sunt taxe și impozite la care n-ai ce căuta. Codul fiscal îți spune atât și atât. La unele există o plajă pe care te poți plimba, la unele deloc sunt fixate direct de codul fiscal, prin legea 227, și atunci nu putem să umblăm mai mult. Și acum, știu, poate putem veni și în jos cu oameni. Dar oameni buni, domnilor consilieri, vă spun următorul lucru. În momentul când hotărârile astea care le emitem noi ca și Consiliul Local, adică dumneavoastră, că nu fac parte din Consiliul Local, eu vin, sunt inițiatori de proiecte. De fapt, și dumneavoastră puteți fi inițiatori de proiecte. Ajung și la prefectură, ajung și la Consiliul Județean și atunci spun, bă, fraților, ăștia tot dau în jos și cer bani de la noi. Adică nu putem să mergem la limita cea mai scăzută, dar nici să ne ducem în sus, că ne împovărăm oamenii. Și de asta vă spun că eu zic că trebuie să facem în așa fel încât să împlăcăm și capra și vaza. Dar de cele mai multe ori, noi am ținut cont ca cei mai mulțumiți să fie cetățenii și de fapt de asta să te primească și aici, ca și mine de așa. Să le apărăm interesele. Dar asta înseamnă că putem să-i scutim în totalitate de plată de taxe și impozite. Nu se poate asta, chiar nu se poate. Acolo unde sunt cazul, unde legea prevede, spunea. Aici sunt niște taxe pe gospodărie. Dacă puteți să-mi spuneți și mie câte gospodării avem, sau cum... Da, bine, asta e, dacă vă referiți la gospodării locuite, sau locuite și nelocuite. Întrebarea cam așa. Păi, gospodăriile de la care se încasează aceste taxe. Păi, atunci adică se ia și la cele nelocuite. Se ia și la cele nelocuite. De asta v-am întrebat. Dacă... Bun, seara avem în jur de 1200 de gospodări, 1287, între 1200 și 1300 de gospodări la nivelul comunei Coțofănești, dar sunt locuite și nelocuite. Și pentru toate acestea se aplică taxele astea pe gospodării? Nu, mai, da, pentru, da. Pentru toate, pentru teren și pentru casă, depinde din ce e făcută casa. Mă refer la taxa PSI și iluminată. Absolut, absolut. Da. Deci pentru toate. Da. Sigur, dar el nu beneficiază de servicii de veteran și ce scrie acolo, na. Deci fără cel care e veteran. Iluminează și proprietatea dumnealui, chiar dacă nu locuiești. Atât dacă nu, da. Și PSI-ul la fel, dacă Doamne ferește ia foc căsuța aia care o are nelocuită, noi trebuie să intervenim cu pompierii, nu? Nu trebuie să o stingi, o lăsăm că nu-i, că nu-și plătește PSI-ul, n-ai. Da, și aici la o taxă locală, nu vreau să fac nicio legătură cu nimic anterior, ar trebui să scriem la taxele pe cămin, să adunările de interes public, că și o să, vin, să fie scutite de taxă, da. Pentru că o să fie întâlniri de genul cu pășuri, cu astea. Nu, dar vreau să spun așa, este tot o adunare de interes public. Mergeți direct puțin, dacă dumneavoastră știți, întâlnirile electorale. Nu, dar am spus nu vreau. Dar pot fi și altfel de manifestări de interes public, dacă primarul. Dacă primarul convocă o ședință pentru stabilirea pavnicului de vite sau pentru a explica impozitele și taxele locale, sau pentru a explica ceva, spus din start să nu facem legătură cu ce s-a... Nu, dar cum era am spus să nu... Așa ați înțeles, dar eu am specificat dinainte să nu facem legătură cu ce s-a mai discutat. Interes public organizat, dacă vreți chiar să spune așa în fel, organizate de către executivul comunei Coțofănești și Consiliul Local Coțofănești. De acord. Da, da. Da. Dar asta nu se plătește. Da, nu se plătește. Cum nu se plătește? Nu se plătește. Nu se plătește. Nu se plătește. Cei care plătesc vaci, deci eu plătesc la primărie. Da, da. Sau o serbare la școală sau ceva, niciodată. Este bine cum ați specificat.
că poate nu este musai toți consilierii împreună cu dumneavoastră să organizeze o întâlnire, dar, nu? Dar cu un grup de consilieri, da? Un grup asta. De fac o ședință, păi da. Nu vă luăm bani, fraților. Da, interesul cetățean. Da, domn primar. Da. Dincolo ce e pe partea electorală. Dar nu am discutat, dar eu nu am spus. MRDB, am spus nu. Adunări de interes public. Dar nu se vede nici fără. Acolo nunți, deci, cumetrii. Sigur, evenimente. Da, dar haideți să încasați și nunțile și cumetriile. Vă rog eu frumos. Haideți să vă spun o chestie. Vă rog eu mult de tot. Să vă spun o chestie. Ca să vin la tine. S-au făcut majorii, S-au făcut majorii. Și dacă tot am prins ca o facilitate pentru cei care fac 18 ani, pe o hotărâre de Consiliu Local, și n-ar fi păcat să prindem, n-ar fi rău să prindem, ca măcar din partea Consiliului Local și a executorului primării Cotroceni, să aibă un cămin gratuit, groptiștene, că în alte părți li se dă și anumite previi, sau știu eu ce să le mai la. Bun, la majorare, la majorare. Cei care primesc vârsta de 18 ani. Da. Și nu le-am luat. Și puteți întrebați că nu le-am luat nimic. Dar când le fac majorii. Așa, nu le... Așa. E, când sunt cumetrii și nunți, de regulă, nu le-am luat, m-au mai plătit curentul 500. Da. O să luăm. Acum, să dea Dumnezeu, nu prea avem noi așa de multe evenimente. Ne numer pedeze. Vreți să vă spun că sunt totuși discuții în care eu nu sunt implicat. Tot aparatul da. Este implicat și bârfit. Ah. Să vă spun sincer. Păi bârfit că nu le luăm bani să pună. Nu, că se fac... ca o discuție, de exemplu, a avut Ciprian Bărdan cu fata, așa. Știți ce l-am pus să facă? Să pună geamurile. Că erau niște geamuri sparte. Deci îi puneam pe puia. Adică parcă ceva mi se pare de geam. Să aibă grijă, să schimbi un bec, să dea cu varsă. Deci astea... Exact, cam asta au fost. Ăla, după deal, iar... Executivul Comune și Consiliul Local al Comunei Cotroceni. N-am nicio problemă. Avea o gaură undeva în perete, era ăsta al lui după deal. În scopuri administrative. Da, al lui Stănic sau cu Inaiva, tot la fel. Am făcut de ceva. Acum haideți să intrăm la ale noastre. Dacă cineva, da. Dacă sunteți de acord cu ce a propus domnul primar, din 500%, că aia s-a modificat. Să ducă la 100%. Nu lași punctual. Nu, dar ca să înțelegi, aia s-a modificat. Nu, aia s-a modificat. Nu s-a modificat nimic. Domnul primar a spus că ia în calcul să acționeze CFR-ul cu... Mai păi da, să nu mai fie adică în hârtie 500%, dar ți-am spus 100%. Restul tot rămâne la fel cum a fost în... În hârtie scrie maxim 500%. Da, deci noi puteți să luați 5%. Deci nu s-a modificat nimic, practic. Sigur. Păi, da. Deci în rest a rămas totul la fel cum a fost anul... Nu s-a modificat nimic. Din urmă. Dacă vreți, trebuie să discutăm, nu? Dacă nu avem de discutat, trecem la vot. Cum credeți dumneavoastră? Mai avem ceva de... Da, domnul Sorin. Legat de taxa așa de utilizare a drumului comunal, de mijloacele de transport decât cele locale, privind materialul lemnos și materialul petriș balans, dacă s-au încasat sumele care le-am hotărât anterior. Deci, haideți să vă explic. Noi putem încadra. Am înțeles esența întrebării. Că apar și, numai puțin, apar și, spre exemplu, ați văzut priporul la Mazuri și câteva puncte care deja asfaltul... Haideți să vă spun o chestiune. Tonajul este mult prea mare pentru... Am înțeles. Ce se întâmplă? Noi nu administrăm decât trei drumuri funcționale pe care se circulă într-adevăr. Adică mai principale, să zicem așa. În trei sate. Și dacă vreți să rezum, în două sate. E vorba de Borșan și Coțofănești. Nici Coțofăneștiul. Rămâne numai Borșan, da. pe lemn. Pentru faptul că Bâlca este administrat de Consiliul Județean. Nu fixăm noi taxe și impozite pe drumul de la Bâlca. Despre asta este vorba. Așa. La Borșan, anul ăsta nu prea s-a cărat. Dar eu am avut o rugăminte. Și bine că mi-a ridicat mingea la plasă, că în domeniul silvic. Și am rugat de domnul Gârmeatră și am făcut și adresă scrisă în care să-mi spună că orice parchet pe care o scoate la licitație, cu masa lemnoasă scoase, pentru că la dreptul acum hotărârea taxa e fixată în funcție de metri cub de lemn care sunt. Și dacă societatea SC, știu eu, dormărunt, a
licitația a câștigat un parchet cu 1000 de metri cub, eu îl taxez la 1000 de metri cub. Cu cine care el nu mă interesează. Interesant este să iau banii de la societatea care a câștigat licitația. Nu stau eu să pândesc toată ziua mașina care trece și care nu trece. Știți ce probleme am avut cu fostul primar la Durlan, la Căiuț? S-a și supărat pe mine. Fiind un prieten, nu a vrut să plătească, nu aveam masa lemnoasă, am confiscat niște lemne, a zis că ne dăm judecat, îmi duce-mă la DNA. Deci, cel mai simplu mod este pe care l-am spus eu. Noi facem adresa, am făcut adresa, o să facem din nou, o să venim cu adresa și domnul Gârmacea să ne spună, pe Bârca, pe Bârca nu, pe Bârca absolut, Borșan, pe Bârca și face cea Borșan, Coțul Fănești, un arită, mașoaia n-arită, 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 n-arită. Aici la Cabana Roșie. A, așa, doar pe aici la Cabana Roșie, dacă ajunge. Să ne spună ce cantitate de cât material de mnos, ce cantitate de metri cub are. Și atunci noi vedem ce societate, ne rea societatea, noi ne ducem și spune, nene, nu mai trăiești de mâine, vii și mi-a chiți, fie în natură, că suntem de acord și cu chestia asta, cu lemnul, la prețul pieții, cât îl vinde. Cum am luat la Moldoveanu, la costul Moldoveanu, ce are. Da, da. Dar nu vă ascund, că noi le-am mai luat și la cei care cară după Bârca, le-am luat. Le-am luat, domnul. A avut tot domnul primar la... A fost unul moldovean, eu acolo am tratat, știu că m-am și certat pe el. Au evitat ca să scoate prin Borșan, s-au băgat pe partea Gorumbului, să iasă pe partea Gorumbului. A, și ne-au stricat izlazul și drumul și așa. Ne aveau un să-l trage. Da. Da, noi suntem de acord, da, da. Folosim. E o chestie bună și... În privința balastrului, nu s-a... Balastrul nu mai exploatăm, noi nu mai exploatăm. E cer de exploatare de lunca trotușului, o ia pe lunca trotușului, este direct la Căiuț. Nu mai este la noi. Și-au transportat balastul, au transportat la cabina 2. Poate la dar pentru chestiile locale, pentru noi. Pentru noi, pentru noi. Deci, domnule, era pentru chestiile locale, nu trebuie banii noi. Știu la aia. Nu mă pute să duc voi așa. Altceva, domnilor. Cu ce? Comisia a visat favor, avem în fața iniția. Deci se supune la vot. Bugetul local a devenit o cheltuiel pe anul 2016. Inițiator Viorel Oral, primarul comunei. Da. Referea subsemnată acum Iulia Contat de la Comuna Cotovănești de Subaco, având în vedere legea bugetului de stat 339/2016. Prevederile articolului 19 din legea numărul alineat 2 din legea numărul 273/2016 privind finanțele publice locale. Cu modificări și completări ulterioare, având în vedere achitarea dobânzilor și comisioanelor ca urmare a semnării contractului de acordare a unui împrumut intern pentru finalizarea investiției modernizare DC-117, drumuri locale Comuna Coțofănești, județul Bacău, având în vedere adresa numărul 2795 din 2-11-2016 a AJFP Bacău, prin care ne comunică modificarea sumelor de parcare din teren, rog a aproba suplimentarea, diminuarea bugetului local după cum urmează. Se suplimentează cu suma de 1000 de lei la capitolul 070-20-102 impozit și taxe clădiri de la persoane juridice. Se diminuează cu suma de 160.000 de lei, capitolul 11-02-02, sume de parcare din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, pentru salarii, sporii și alte drepturi salariale adresate învățământului preuniversitar de stat. Cheltuiel se suplimentează cu suma de 1000 de lei la capitolul 5502 dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor interne. Se diminuează cu suma de 1.600.000 la capitolul 6502 învățământ cheltuiel de personal titlul 10. Și aici este adresa ANAF-ului pe care bănuiesc că ați văzut-o cei care ați văzut-o. Și aici vin sumele care vin de la administrația financiară, ceea ce vă spuneam, 160 pentru influente, pentru învățământ, sporul, salarii, drepturi salariale și ceea ce spunea doamna contabilă în față cu acei bani de
1000 de lei. 1000 de lei înseamnă 10 milioane în bani vechi. Deci este vorba de salariile profesorilor care rămâneau fără salarii. Și vreau să vă informez pe această cale că este singurul an de când sunt eu primar la Comuna Cojocane în care nu s-a făcut nicio rectificare de buget. Dumneavoastră, în acest an, n-ați votat decât rectificări de buget pe care le-am propus noi, dar nu rectificări de buget pozitive care să vină să ne dea finanțele, bani, vorbesc ca administrație. Nu la învățământ, dar ce la învățământ. Ca administrație am înțeles că acum a avut loc sau va avea loc o guvernul a făcut o rectificare de buget pe pozitiv pentru administrațiile publice locale și să vedem care e treaba, pentru că noi să ne aflăm în aceeași situație cu cei din învățământ. La ora actuală nu mai avem bani de salarii nici pentru personalul din primărie, aparatul propriu al primarului, nici pentru dumneavoastră Consiliul Local și nici pentru alte, pentru copiii care vin instituționalizați pentru persoanele cu handicap și mai departe. Deci avem cheltuiala în plus, nu? Rata și dobânda, nu? No. Aferente, pe nu este și aia o cheltuială? Cum să nu avem dobânda? Păi nu avem bani de salarii pe două luni. Nu, 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 dar nu în plus avem și... Avem rata... Da, nu m-am înțeles. Dar noi din start n-am avut două luni, domnul. Da, da. Și de regulă așa construiam bugetul la început de an, pe ultimul trimestru, trei luni, nu programam bani pentru că se întâmpla o rectificare în iulie-august, se mai întâmpla una prin octombrie, una prin noiembrie-decembrie, deci se întâmpla cel puțin trei rectificări. Anul ăsta nu a avut loc niciuna. Niciuna. Acum că taxele și impozitele au rămas aceleași, bănuiesc că dumneavoastră ca și mandatar de noi, ordonator de credit, și cu personalul din financiar contabil, probabil, v-ați gândit la vreo, la surse de venit în afara impozitelor și taxelor ca să putem susține creditul pe care l-am... Mai totdeauna ne gândim, nu numai eu trebuie să mă gândesc și dumneavoastră trebuie să vă gândiți să veniți cu... Păi eu am venit cu întrebarea să... Bun, și eu tot ca să colaborăm, nu? Da, absolut, în lumea asta sunt venit să colaborăm și să cooperăm. Deci ce se întâmplă? Comuna Cojocanești este o comună, din păcate, care nu e așa de atractivă din punct de vedere al investitorilor. Dacă și până acum s-a mai exportat ceva material lemnos fără raza comunei, s-a cam stopat și fenomenul tăierilor și deprișărilor în masă. Deci se va tăia din ce în ce mai puțin, bugetul va fi afectat și mai mult. Am încercat să redeschidem, nu să o redeschidem noi, să atragem un investitor, să redeschidem balastiera Cojocanești. Am o promisiune că s-ar putea să o redeschidă, nu știu cât va fi de adevărat, pentru că deja au deschis cei la Căiuți și merge, bănesc că merge destul de bine. Am încercat să atragem investitori în ceea ce privește forța de muncă necalificată, știu eu, pe industria ușoară. Am venit și chiar am transmis anii anteriori, nu anul ăsta, o situație la Camera de Comerț și la instituțiile instituite, precum că avem spații pe care le putem pune la dispoziție, vorba de cele două corpuri de școli, școala, corpul B și C, în care am putea să deschidem foarte mult o mini-fabrică de confecție, nu știu. Deci noi facem tot ce se poate. Dacă dumneavoastră mai aveți și alte idei pe care vreți să le, sau știu alte informații, puteți să le expuneți aici și să luăm, să acționăm în consecință. Deci eu am făcut tot ceea ce s-a putut în a atrage investitori. Din păcate, nu prea am reușit să atrag prea mulți investitori. Uite, dacă vreți, domnul Șerban este atras ca investitor tot de mine pe la comune. Bineînțeles, nu că am vrut să muncească terenilor oamenilor, la cerințele oamenilor, pentru că erau foarte bătrâni și au insistat că nu mai poate munci terenul, copiii plecați, care-i străinătate, care-i căsătoriți pe la orașe și nu au putut. Deci, totdeauna a fost, dacă vreți, o preocupare fundamentală a mea să atrag investitori. Dar atât am putut. Dacă dumneavoastră mai aveți și alte idei și putem să atragem alți investitori, sunt întru totul de acord. Putem să le acordăm și anumite facilități de fiscalitate, de impozite și taxe și absolut. În ce fază mai suntem cu proiectarea pentru canalizare? Aceea este faza a doua, dacă nu mă înșel, în master planul județean
al județului, de azi spus județean, în care în acest moment au intrat să se ocupe CRAB, Compania Regională de Apă și Canal. Ei vor scoate la licitație. Noi avem făcut. Sunt șanse să... Acum eu cred că mediul de afaceri... Dacă vă întrebați pe mine în mod direct, am să vă spun o chestie și cu regret o spun. Da. Pentru că în țara asta s-a lucrat cu picioare și nu cu cap. Pentru că închipuiți-vă acum să începem mâine canalizarea. Noi la Coțocănești nu putem să începem. Pentru că 5 ani de zile are garanția asfaltul. Eu trebuie să tai asfaltul. Corect. Așa, una la mână. A doua la mână. Oamenii nu sunt pregătiți pentru a se brașa la canalizare. O spun eu acum, pentru că, virgulă, cunosc foarte bună pulsul satelor. Și oamenii nu vreau să îl brașeze nici la apă. Exact. Nu, stați un pic. Nu, faceți diferența. Una se branșează la apă, când știi că uzi grădina, da? Și una se branșează la canalizare când din mediul nostru, lăsați-mă să termin, din sate, din casele, din locuințele noastre, n-au 10% baie în casă și WC în casă. Ca să dea numai apa care spală pe mâini și la mașina de spălat la canalizare, nu prea îi convine omului. Spuneți că nu este studiul de fezabilitate. Nu avem nici debitul. Este studiul de fezabilitate. Cheltuiala nu este sustenabilă. Nu este sustenabilă. Și o canalizare, eu ca și primar al comunei, trebuie... Asta nu înseamnă că nu se face canalizarea. Se va face, absolut. Pentru că avem proiectul. Noi suntem de primii care. E și prinsă ca finanțare. A fost pe programul european 3-2-3, pareți, să nu greșești. Pe programe integrate, așa se numește, dacă vreți să vă uitați. Așa. Deci asta nu înseamnă că nu... Dar vreau să spun care este situația de fapt. Realitatea e asta pe care o spun eu. La ora actuală, nici 10% nu au băi în casă și WC-uri. Omul nu dă un 25-30 de milioane de lei ca să-și tragă canalizarea în casă, așa, pe legi la canalizare, numai pentru faptul că vrea să dea apa. Adică benevol nu o face, că dacă îi spui că îi taie apa și că dacă nu se branșează la canalizare, s-ar putea să facă. Deci ar trebui să îl forțezi. Al treilea lucru pe care vreau să vă spun. Stația de epurare, dacă nu are minim aproape 1000 de o stație de epurare de abonați, nu funcționează. Ai dat, ai aruncat banii în sus. Deci atenție, este foarte pretențioasă chestia asta și va trebui să o discutăm cu CRAB-ul. Oricum, noi suntem prevăzuți la canalizare până în 2020, clar. Trebuie să avem canalizare. Dar va trebui să țină cont de chestiile de asfaltul care-i turnat acum. Că eu am mai spus și repet. Și eu repet pe asta. Trebuie să spună, bă, fraților, bă, tâmpiți de primar din mediul rural. Înregistrare. Bă, fraților, nu-ți dau, bă, ai canalizare și apă. Păi n-am. Păi nu pui asfalt. Nu pui asfalt. Da. Și banii aia care ți-i dau eu ție de asfalt, că ar trebui să iei de asfalt, du-te și bagă-ți canalizare și apa. Așa fiecare cum a prins banii. Pe măsura 3-2-1, pe 3-3, pe 3-2, pe 3-1. Și s-a lucrat cu picioarele și nu cu capul. N-a fost o strategie guvernamentală la nivel național. Da, fiecare a făcut cu... Fiecare a făcut cum a dus și capul și mintea să obțină cât de mai multe voturi, să le dea, să mai asfalteze o străduță mică și mai obține 100 de voturi și așa. Asta e realitatea. Deci, întrebarea mea era legată tot de atragerea... Că nu avem canalizare. V-am spus, oricum canalizare se va face. Suntem între primele comune. Știți de ce spun acest lucru? Pentru că m-am lovit de acest aspect. Legislația de la mediu, sanitare veterinare, impun niște condiții foarte drastice în eliberarea autorizațiilor de funcționare în anumite segmente de activitate. Și având canalizare, îți permiți să faci anumite activități care necesită multă forță de muncă. Nu unu, doi angajați la un bar. Este. Dacă faci o fabrică, o creație și angajezi 50 de oameni, aia trebuie să ai canalizare, să funcționezi, să ducă. Să le ai baie, să le asigurați. Hai să vă spun de ce merg lucrurile anapodă. Și au mers anapodă până. Sper că de acum, la alegerile astea, poate să mai îndreptăm. Poate românii, poate cei care ne guvernează vor avea mai multă minte și vor ține cont mai mult de nevoile românilor și de respectarea Constituției și a legii.
Noi am făcut alimentarea asta cu apă, pisajele, coțofani și bâlca. Deci ca să faci o alimentare cu apă nu e așa de ușor. Are legătură, un proiect ca să prindă viață durează cam 4 ani de zile, 5-6 ani de zile, să prinzi finanțarea pe ea. Să prindă viață și cam în 6-7 ani ăla e pregătit. Nu credeți că apa a încercat eu banii acum 2 ani și mi-a dat banii și ăla nu se gata apă sau nu zic eu. Nici vorbă de așa ceva. Se face SFO, se face PTH, avize. Ei, la avize, la avize vreau să rog. Cei de la apele române, îmi dă avizul de principiu pentru bazinele de la Bâlca, de la Căminul Cufrăi, alea din magazinare. Acum când trebuie să iau avizul, mi-a dat avizul prin, cum să spuneam, la început, inițial, sau știu eu, avizul de principiu, să spun, uite, mai... Acum când vreau să fac avizul definitiv, îmi spune că zona nu corespunde din punct de vedere sanitar și al apelor. Da, îmi spune acum. Și am spus, tot așa spun, bă, tâmpitule de primar, nu pune bazin, eu nici le-am pus, de fapt erau. Așa? Erau acolo. Că trebuie să fie în afara localității și nu știu ce, deci 1001 de povești. Dom'le, dar de ce mi-ați dat avizul? De ce mi l-ați dat? Pentru că dacă nu le-a dat dumneavoastră avizul, investiția mea nu prinde aviația. Nu avea cum. Fără un aviz, nu te duci, n-ai ce căuta să te duci prin finanțare. Pentru că ți le-a lecturat pe tot și vede ce îți lipsește. Avizul la SNCFR, de la Rom Telecom, toate avizele îți lipsește. Și la apărare civilă, de unde vrei și de unde nu vrei. Deci nu. Și acum mă muncesc și discut cu directorul de acolo să găsim o modalitate în care mi se proposesc să mut bazin. Băi, uite, zbonlat, costă mai mult decât investiția aproape. Ați mulți avizii să le scoți în extravilan. Și ca să vedeți cum se lucrează în România. Despre asta este vorba. Eu vreau să predau apra la CRAP și nu pot să predau pentru că aia nu mă iau fără să aibă avizul la prunie, la avizul la Poliția Sanitară. Culmea, Poliția Sanitară îmi dă avizul. Deci, DSP-ul, direcția sa. Nu-mi dă apelul române, domnule. Și atunci, domnule, în zona aia este zona, dacă vreți, cum să vă spun eu, e o zonă centrală a satului, pentru că a fost școală. Acolo, căminul nu-l folosesc, grup sanitar nu am, casele sunt duse tocmai la naiba. Plus de asta, probele de apă, că dacă ar fi o chestie să infesteze de la... Ai depozitare acolo. Așa. Ar veni cu proba de apă și a spune, domnule, vedeți că aveți, apa asta nu corespunde, nu o dau la cetățeni. Așa. Deci, probele de apă corespund, dar nu vrei la apă române, că nu-i zona de protecție, nu-i... Și uitați, mă bat, m-am dus personal la director în audiență, o să mă mai duc, acum m-am răspuns la câteva adrese, probabil că o să mai dureze o jumătate de an, un an de zile, până îmi dă avizul definitiv. Și de asta vă spun, adică asta a fost un exemplu ca să vedeți cum merg treburile în țara asta. Da. E una din problemele care v-am explicat, vă explic cu toate care cu care mă confrunt și de care mă lovesc. E când, de genul, doar aș ții cam. Mai are cineva de discutat ceva? Vrea să mai spună ceva? Să punem la vot. Să punem și de acord. Referitor la, am auzit o discuție, domnul Florin. Ei calculează, de asta zic, 1000 de persoane, de gospodării. Ei zice că o gospodărie, așa, 1500 de litri, de metri cub, de așa, da, exact. Dacă nu, n-are de... Deci asta e ideea, deci asta, de asta o spun ei. Băi, trebuie să avem 1000 de gospodării. Altă treabă, de exemplu Borșanu. Borșanu ca să funcționeze canalizarea acolo Belea. Vă dați seama că nu-i David, nu-ți umbeți apa aia, nu poate pleca la vale. Acum dacă ne facem asta probleme tehnice noi care nu știm ce păi da, da, păi trebuie să ne facem, că nu trebuie funcțional. Vor fi stații intermediare de pompare. Da, cu la Borșanu sunt două trecute. Dacă am putea să aducem canalizarea, ar fi bine. Nu, domnule, o aducem, cum adică? Mi-e frică să nu înceapă, mi-e frică să nu înceapă la anul. Acum ar trebui să punem problema. Acum aștept tractare. Să facem canalizare și nu se leagă nimeni. Vedeți și banii o să avem la bugetul local dacă avem canalizare. Dar și cheltuiel. În 2018 este planificat. Dar e planificat, dar și cheltuieli. Vedeți ce bani vede la bugetul local, dar și cheltuieli. Haideți să facem ceva care să fie funcțional. Asta nu o să funcționeze. Deci eu o spun, uite acum, poate mai ne întâlnim peste 20 de ani. Deci canalizarea nu o să funcționeze la țară niciodată. Nu funcționează. Deci nu, băi omule, nu se poate. Băi ce facem? Alo, da, ce faci băi, Dane? Hai să ne pișăm. O dată amândoi. Că nu curge. Ascultați ce vă spun eu. Hai să o gândim, logic. Deci nu se poate. Una peste alta vă spun o chestie. Și toată lumea pleacă. Ideea mea este că am prins și în plan... Hai să aducem înapoi. Hai să aducem înapoi, mai pleci. Nu, stați un pic. Stați un pic. Va funcționa pentru faptul că mentalitatea oamenilor se va schimba.
cei care sunt cu anumit de vârstă, cu apus de soare, fac și eu ca domnul Băsescu, se vor elimina natural, a venit tineretul care va avea alte pretenții, alte standarde de viață și alte cerințe de la viață și va funcționa, eu cu siguranță țin la. Și eu am pus și în planul meu de guvernare local, dacă vreți, 2016-2020, că voi face canalizarea și am de gând să fac, fără nicio problemă. Deci canalizarea va fi făcută. Și va fi făcută înainte la multe localități mai bine dezvoltate. Dar v-am spus, chiar acum nu este o prioritate anul 2017. Că 2018, cu siguranță, 2019, mai discutăm. Vedem, poate cu derogarea la templu asfalt, cu aia, se va face fără niciun problem. Va face, va funcționa. Chiar nu-mi fac probleme cum va fi funcționat. Va fi funcționat pentru că oamenii vor conștientiza și vor... Va trebui să și lămurim și se vor branșa și va funcționa, nu-i problemă. Sunt mulți care nu-și fac WC-ul în casă, tocmai din cazul când au canalizat. Deci ca să luăm și inversul. Bine, și aia, dar măcar fost bani, nu și-au făcut nici bani. Nu e atât de simplu să faci o fost. Hai să fim realiști. Știm, tu ai fost, eu am fost, avem sunt mulți care am fost. Mi-a fost mult mai simplu să avem canalizare. Mai trebuie din liceu, Andrian. Încă o dată, să fiți cu inima încărcată, canalizarea, investiția de canalizare se va realiza. Haideți să trecem la punctul 3, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe sursa credite interne pe anul 2016 pentru Comuna Coțofănești. Inițiator, primarul Comunii, Virelu Raris. Raport privind aprobarea bugetului pe sursa C, credite interne pe anul 2016 pentru Comuna Coțofănești. Subsemnată e Iulia Contabil în cadrul Comunii Coțofănești, având în vedere hotărârea numărul 4992 din 10-11-2016 cu avizul favorabil de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice de la București, asta, pentru contractarea unui împrumut de suma de 4.600.000.000 ca să spun banii vechi, pentru realizarea investiției modernizare drum comunal de cel 17 și drumul local propun. La articolul 1 se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe sursa C, credite interne, cu suma de 460.000 lei pentru venituri 460.000 lei la capitolul 21410201 și cheltuieli 460.000 lei la capitolul 84030156042, e aceeași sumă. Se vine la venituri, pleacă la cheltuieli. Deci suma pe care eu am explicat, sper să nu partea noastră cu finanțare, am explicat-o la investiția care este aproape gata la drumul, asfaltare drumul Codorane-Cozonea. Sper că dacă vremea ține, dacă mai ține, săptămâna asta și cealaltă, se finalizează în totalitate cu drumurile și a mai... S-a rectificat tot ceea ce era de rectificat, mai sunt și mici rectificări, foarte mici, acolo cu podurile s-au rezolvat, cu podețele s-au rezolvat, deci în mare parte cu șanțurile, cea mai mare parte care a fost prevăzute și care nu au fost prevăzute, s-a impus în mod deosebit, dacă vreți o să vă dau și exemple, s-a rezolvat, deci nu, eu zic în două săptămâni maxim gata, dacă mai ține vremea, dacă nu ține, probabil că o să rămână un capăt și pe primăvară, sau dacă mai prinde o fereastră din iarnă, o fereastră bună de lucru. Vorbesc. Da, despre asta este vorba. Să puneți la vot. Comisia avizul favorabil. Deci, să punem la vot. Toată lumea este pe. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentelor tehnice pentru un număr de 4 poduri și podețe, proprietate publică a Comunei Coțofănești, în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnice pentru un număr de 4 poduri și podețe proprietate publică al Comunei Coțofănești în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor. Consiliul local al Comunei Coțofănești de sub acum întâlnirea în ședința ordinară din luna noiembrie 2016. Vă dănuiesc punerea de motiv a primarului Comunei Coțofănești. Luând în considerare raportul numărul 5894 din 25-11-2016 al consilierului pe achiziții publice din cadrul primăriei Comunei Coțofănești, văzând adresa numărul 5361 din 5-10-2016, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, având în vedere prevederile legii apelor numărul 117/96, cu modificări și completările ulterioare, ordinul ministru mediului și pădurilor numărul 799 anul 2012, privind aprobarea normativului de conținut al documentației tehnice de fundamentare necesare obținerea avizului de gospodărire a apelor și autorizației de gospodărire a apelor, în temeiul prevederilor articolului 36
alinia 5, litera art 45, art 48, alinia 2 și art 121, legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propun să aprobe întocmirea documentației tehnice pentru un număr de 4 poduri și podețe, proprietate publică a Comunii Coțumăniști, în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor, respectiv 1. Pod școală sat Borșan, locuința Cenușă, 2. Podeț biserică sat Borșan, locuința Tumuleanu, care duce spre biserică, 3. Podeț școală Tămășoaia, e vorba de podul mare, nu podeț, fata a scris podul, i-au băgat la care... Nu, sunt amândouă. Da, adică e prin și ăla, crezi că... Și pod intrare sat Tămășoaia, da, cele patru. Articolul, documentațiile vor fi întocmite în decursul anului 2017 și 2018, câte două în fiecare an, adică două poduri, așa, datorită lipsul fondului din bugetul actual. Documentațiile se vor depune în vederea obținerii autorizațiilor de gospodărie a apelor conform legislației române. Așa, ca să vă fac un rezumat, este vorba că cei de la apele române, de la gospodărirea apelor române, vor ca toate podurile și podețele, dar în special podurile mari, adică de dimensiuni mai mari, să fie autorizate de către ei. Nu pentru că aveam noi niște bani și nu aveam ce face cu ei vrea să autorizăm podurile, pentru că așa doresc dumnealor. Nu mai spun că acolo când traversăm peste apă, în zona lor de competență, acolo neapărat trebuie să le autorizezi. Numai că apa pe care o au eu în subordine, care au în zona de competență, ar fi numai Pârâu Bâlca. Pârâu Borșa nu are, Pârâu Tămășoaia nu are. Deci acolo nu mi-ar fi trebuit autorizație. La Bâlca, peste Pârâu Bâlca, n-am niciun pod. Am o punte care e făcută, adică nu mi-aș pământul. Dar așa ne cere, așa va trebui să ne supunem legislații în vigoare și va trebui să facem aceste proiectări pentru podurile acele patru și să obținem avizul de la dumneavoastră. Închipuiți-vă că o să niște bani, că acolo trebuie să pui gradul de rezistență, tot felul de parametri tehnici la proiect și să fie făcut un proiect. Da, să vă vedea. Și ca să obții avizul de la ei, absolut, trebuie să plătești, nu ți-l degeaba așa. Deci să-ți dă și sarcină în cârcă și va trebui să-i dai și bani. Da. Podul de la Tămășoaia n-a fost executat conform unui... Nu, n-a trebuit avizul de la ei. Nu am aviz, dar zic partea de proiectare și de rezistență. Nu avem, dar nu e valabil. Nu e valabil. Nu interesează, prevedează punct de vedere al rezistenței podului și al faptului că traversez o apă, deși nu e în patrimoniul lor. S-a făcut exact. PTH, cum să nu spun, dar altfel nu ține. Ce proiectare trebuie? Adică el trebuie să corespundă din ce punct de vedere. Un PTH care îl face anul ăsta, nici la anul nu mai e valabil, cel puțin din punct de vedere a sumelor, vorbesc că alea trebuie actualizate. Trebuie actualizat totul. Oricum, și dacă ar fi să-l mai în considerație, trebuie reactualizat, că l-ai făcut în 2000, nici eu mă țin minte. Deja sunt 10 ani. Închipuiți-vă că PTH-ul ăla, da, cel puțin la calcule, nu se mai potrivesc. Și nici vor interesează pe el cât saci de ciment am pus eu în el. El vede gradul de rezistență, gradul, ce Dumnezeu interesează. Asta implică și intervenția asupra podurilor, intervenția tehnică, adică să mai dărâme ceva, să mai mărească, să mai... numai documentații. Sincer să fiu, nu pot, dar vă mai dau amănunte. Eu chiar vreau să văd ce documentație doresc ei, ce PTH-ul. Din ce punct de vedere trebuie să corespundă podul ăla sau ce incidență are? Chiar vreau să văd și eu acum. Nu vă pot. Știu că ne-au cerut prin OAD să v-am spus despre ce e vorba. O să luăm legătura cu ei, o să vedem. Bănuiesc că are niște proiectanți autorizați în domeniul lor. Dar numai să fie peste ea. Problema e că e vorba de bani, nu e vorba numai de... Era singurul lucru care ne interesa noi ca consiliu, ca și consiliu local, ca să autorizeze și poate... Aici e vorba de bani, nu e vorba de borjani, nu poate să fie bani imuznat. Comisia. Comisia vizează portarea. Deci, vrem, nu vrem, asta e. Da. Toată lumea este de acord. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral în vederea închirierii pașiștului aflat în proprietate privată a UAT Coțofănești. Da, e un punct pe care îl așteaptă foarte mult lumea, vă rog frumos să transmiteți. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea
aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pentru parcele de teritoriu administrativ al Comunii Coțovănești. Consiliul Local al Comunii Coțovănești, de Țubacu, în ședință ordinară din luna noiembrie 2016, având în vedere expunerea motivă a primarului comunei, referatul compartimentului agricol numărul 5893 în 25-11-2016, angajamentul pastoral, amenajamentul pastoral înregistrat sub numărul 4544-23-09-2016. Deci atunci este gata, la sfârșit de septembrie. A fost gata. Elaborat de specialiști din cadrul Camerei Agricole Județene Bacău, în colaborare cu Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Bacău și a doamnei inginer Moi Saveda. Deci să nu, a nu se crede că a pus primarul bețe în roate să nu scoate căjune, deși noi am pierdut fabulos, enorm de mult, și am văzut despre ce. Și cât? Prevederile ordonanței de urgență numărul 34/2013, privind organizarea, administrare și exploatarea pașturilor permanente și modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18/91, modificări și completări ulterioare, prevederile legii numărul 86/2016 pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 34/2013, prevederile hotărârii de Guvern numărul 1064/2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru publicarea OUG numărul 34/2013 cu modificări și completări ulterioare. În articolul, în terminul articolului 36 aliniat 1, aliniat 2, litera C și aliniat 5, litera B, articolul 45, articolul 3 și articolul 123 din legea numărul 215/2001 privind administrarea publică locală republicată, propun spre hotărârea. Articolul 1. Se aprobă amenajamentul pastoral care se aplică pentru pajiștele din Comuna Coțofănești cu onori conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Și o să ne uităm la anexă. Ne-a agățat anexă aici. Bun. Articolul 2. Consiliul Local, după aprobarea amenajamentului pastoral valabil pentru toate pajiștele aflate pe raza UAT cu Comuna Coțovănești, va stabili procedura distribuire a extraselor din amenajamentul pastoral tuturor proprietarilor și sau utilizatorilor de pajiști. Articolul 3. Odată cu distribuirea extraselor din amenajamentul pastoral, Consiliul Local va comunica cetățenilor comunei și formele asociative legal constituite că pentru închirierea de suprafețe de pășune comunală este necesară depunerea unei cereri în acest sens la primăria comunei. O să vă dau eu mai multe detalii. Articolul 4. Consiliul Local va stabili și va comunica cetățenilor comunii și formelor asociative termenul, data până la care se vor putea depune cereri pentru închiriere de pajiști în baza cărora se va iniția procedura de închiriere ce va fi aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Articolul 5. Primarul Comunei și Consiliul Local vor duce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Bineînțeles, hotărârea se va comunica la prefectură, la cei interesați. Despre ce este vorba? Este vorba de veșnica povestea pajiștilor și a islazului comunal, dacă vreți. Foarte bine că am fost încriminat și acuzat de faptul că nu vreau să dau, că nu vreau să dau preferențial cuiva pășunea pajiștele. Nimic mai fals și mai, cum să spun eu, o inepție mai mare nici poți să scoți. Inepție înseamnă minciună. Pentru faptul că noi am vrut să scoatem, după ce a fost tantamă cu procesul, cu licitația trecută, s-au judecat 2 ani, 3 ani, în care noi am pierdut, vă spun, după am pierdut 3 miliarde de lei, Consiliul Local, peste 3 miliarde. Eu am fost mai generos, așa, generos vorbind în jos, s-a pierdut 3 miliarde de lei, adică partea de redevență a Consiliului Local, care l-a luat de la cei care gospodăreau pășunea. Care și impozitul pe suprafață. Nu, 3 miliarde, să spunem 3-4 miliarde. Închipuiți-vă, 3-4 miliarde, nu mai facem un împrumutul la banca. La afară de lucrările pe izlagă. Și în afară de lucrările pe izlagă. Nu, aia trebuia să le facă ei, pe cei care câștigă. Da, în afară și pajiștea a rămas în sărbătăcie. Trebuia să facă de ei. Bun, s-o mai dărâmat la drumul. Când s-a terminat cu procesul și s-a hotărât că a pierdut domnul Manole procesul și trebuie să plătească cheltuielile de judecată, dumnealor, celor am vrut să scoatem la licitație și primărie. Și am vrut să scoatem la licitație din nou suprafața și atunci legislația era schimbată și a trebuit să facem acest amenajament pastoral pe care l-am mai explicat de un ședințele anterioare. Și a fost gata de bea în 23 septembrie. Și a văzut că a fost făcut de specialiști
de la Direcția Agricolă și de la întreținere, cum se numea aia, acolo, în sfârșit, pedologică de la... Deci, acel este, acum trebuie aprobarea dumneavoastră amenajamentului, ca noi să putem scoate la licitație. Deci, de-abia acum putem scoate la licitație pentru închiriere sau concesiune, pășune comunală. Termenul pe care îl propun eu pentru că toți care doresc și bine să-i anunțați, noi vom afișa hotărârea Consiliului Local. Ședința este înregistrată și o poate găsi și pe net. Vom pune afișe și pe locurile publice, vizibil, unde se va putea vedea, vom pune afișe data de înscriere a cetățenilor, atenție, proprietari de animale sau în formă asociativă, asociații de animale, deci ce asociații. Și vor avea un termen pe care eu zic că dacă astăzi suntem în 30, mâine este întâi, nu? Mâine în 30, am greșit, am pierdut noțiunea timpului. Deci, să lăsăm toată luna decembrie până la 15 ianuarie. Poate oamenii vor, ca să nu zic că după aceea chiar le-am pus piedici, poate vor să facă formă asociativă, poate câștigă mai mult la punctaj, poate vrea să facă formă asociativă, crescătorii de animale. Și să lăsăm până pe 15 ianuarie. Nu m-am uitat când pică cea de 15 ianuarie, sper să nu pice într-o duminică. Dacă îi pică duminică, lăsăm 16. Dacă, așa, adică lăsăm cu o zi mai... Da. Și au dreptul. Dumneavoastră este bine să informați pe proprietarii de animale că scoatem pășunea la licitație. Și că bine ar fi, eu le dau sugest, bine ar fi să vină în formă asociativă. Dom'le, au rog, face ce doresc. Pentru că este greu și eu nu vreau să facem lucrul ăsta, să divizăm, să fărnițăm pășunea pentru unul care are două animale, trei animale, cinci animale. Știți ce am făcut atunci? Nimic. Încerci toată ziua că l-a intrat la mine, l-a intrat peste el. În afară de asta, nici nu pot să-i dau, pentru toate pășunea, acum o să intru pe... Câteva detalii, dacă noi avem suprafață de pășune eligibilă pe care se acordă subvenție de la APIA și avem neeligibilă. Păi lui ăla cu 3 vaci, cu 5 vaci, trebuie să-i dau și o suprafață neeligibilă ca să o transforme în suprafață eligibilă. Că de fapt ăsta e scopul nostru. Să luăm la anul, să nu luăm la anul 232 de hectare. La 32 era eligibil. Nu mai sunt, că dacă să... Nu mai sunt două. Din 500 de hectare. 540. Punem 500, că am mai dat la oameni, am mai dat noi sus aici, de așa. În 500, deci 300 de... Deci în fiecare an va trebui să mărim suprafața, pentru că voi prevedea în contractul ăla pe care îl încheie primăria, și acolo îl încheiem strict și vă spunem înainte, cei care nu vor reda suprafața din neeligibilă, să devină eligibilă, o suprafață, 10%, stabilim împreună, 5%, într-un an, în fiecare an, în anul următor, i-am reziliat contractul. Dar e prevăzut în lege, domnul primar. Dar și în contract se va prevede foarte bine. Pentru că altfel ne trezim că peste 5 ani nu o să mai avem nici 100 de hectare eligibile. Nici 50. Iar eu am ținut foarte bine, o mare prostie din punctul meu de vedere, că pășunea s-a distrus de când a trecut, dintotdeauna se spune, uite că s-a luat la una, se spune că statul este prost gestionar al bunurilor. Și s-a demonstrat lucrul ăsta în anumite lucruri. Ia că în problema pajiștilor, vreau să vă spun că situația este inversă. Când era la primărie, aveam 300 și ceva de hectare eligibile, aproape 400. Când am dat-o la proprietari, a rămas la 222-232 și în 2 ani de zile vă spun că n-ajungem nici cu 100 de hectare. Era la primărie, știam, aveam oameni cu crescătorii de animale, cu cei de ajutor social, o curățam, ușuraie, băia, dădeam îngrășământ, dădeam... Singurii care zic, Bobis, eu nu vreau să-i laud, dar există procese verbale, exact cum s-a dat, a fost și crescători de animale, s-a făcut, dar din păcate de 3 ani sau de 4 ani, când... 4 ani. De 4 ani nu am făcut nicio lucrare pe pășunea comunală. Noi banii care i-am luat de la animale, o să zic bine, am luat taxe de pășune, am luat mai nimica și cu banii am plătit amenajamentul zoopastoral, de care v-am și spus, luăm bani la pășune taxă să plătim amenajamentul zoopastoral, aici. Altceva. Aici. Și nici n-a ajuns. Și amenajamentul este aici, îl puteți vedea, este făcut. Dar nu trebuie să fie într-un dosar. Ei! Ăsta e xerocopiat. Este în dosar și sunt 3 dosare. Deci de asta vă spun că în cazul ăsta s-a dovedit că privatul
a distrus mai mult decât statul. Dacă era la primărie, vă demonstram că mă duceam aproape cu 100% eligibilă cu ea. Dar eu n-am cum să mă investesc acum pe pășune. N-am cum. Și n-am de unde. Că banii trebuie să iau, că e autofinanțată, să iau de la pășune, de la care. Nici pășune? Nu mai puteți acum, chiar de azi vrea, nu mai dar puteți, nu pot. Legii. Nu pot. Nu pot, eu legaș de mâini de picioare și mă uit cum să... Uitați, s-a rupt drumul. Era o discuție cu domnul Manole, m-a acuzat. Deci eu n-am nimic, domnul, absolut, dar fac trimitere. Pentru că a zis că banii de la pășune am făcut drumurile. E, uite că s-a rupt drumul la podul Răuțoiu. Să vedem pe unde mă trec animale. Trebuie să ia proprii. Dacă oamenii și-au muncit proprietățile pe partea dreaptă și stânga, n-ai cum să le mergi la pășune la deal. Deci automat trebuie să faci și drumurile, fraților. Trebuie să ai accesul. Nu e ca să te duci, ca să ai acces la proprietatea ta, nu trebuie să lași drum pe unii în căruță cu mașină, mă? Trebuie să-ți lași, nu? E așa și aici, ca să ajungi la pășune, la imobilul numit pășune, trebuie să ai drum de acces. Drumul ăsta e rupt, eu nu am ce să-l fac acum. Nu am cu ce. Și îl las rupt. Nu se poate. Ce a fost distrus, domnul primar, vă aduceți aminte ce distrus? Da, știți când l-am găsit? Era, am tăiat vegetații, nu știu dacă vă aduceți aminte. Da. Erau ocupați. Erau ocupați, braților. Am muncit acolo. Crescuri, în mijlocul drumului erau. Nu, bă, doar știți, nu povestesc povești. Să nu prea adevărat de aceea. Am grederul care a fost la noi, la Ron Silva. Doar Ron Silva, dacă eu chiar m-am rugat, zic, nu la Ron Silva, dacă mai este interesat, să exploatezi de acolo. Să le trebuiască folosirea drumului. Că altfel, drumul așa rămâne, eu n-am da, cum să... Eu nu pot folosi banii, eu nu pot duc să fac. Să-l ajutăm, că n-avea cu ce intra. Colegul tău, care e acolo în zonă. Și nu cred, dacă doar săptămâna asta s-a băgat autogrederul. L-a băgat ieri, dar până ieri știu până la alt ieri, când am trecut de la acum 2-3 zile, nu era. Și de asta vă spun că... Au rămas animale puțini la coțofonie. Foarte puțini. Nu știu dacă cineva se încumită să facă o asociație. Ea, dar știi ce o să întâmplă? Să vină altul străin și apoi să urce lumea așa. Adică uite, că l-a dat la străin, că nu știu ce. Vedeți că n-au restricții. Deci nu contează cine vine. Păi Florine, dar e vorba de întreaga comună, mă, și în comună ai mai mult de 100 de vaci. Da, trebuie să unească, domnule. Ala care dacă fiecare cu sunt cumită să fac o asociație ca să iei slavă și de la Borșan și de la Bruca și de la Coțofăne. Florin, așa. Nu știu, dar bine ar fi să fie așa. Ar fi bine să fie așa, dar trebuie să trec cineva să-mi cumite la chestia asta, pentru că dacă iei Coțofăne și sunt numele, nu știu că ai 60-70 hectare eligibile. Da, eu sper, eu vreau din tot la dinsul să o scoatem la licitație, să obțin niște bani la primărie. Că banii care îi obțin de la pășune pot să-i folosesc oriunde, din redevență vorbesc. Dar ce derogare să participi și primăria? Nu, nu, nu-i voi. Tot mare prostie, mare prostie. Primăria poate să participe, știu că, dar nu știu. Nu, dacă înființează Consiliul Local. Păi eu organizez licitația și sunt un compartiment. Pentru de interese, cum doamne. Păi de ce să te chinui? Păi dar nu poate să creeze cineva. Așa nu mă spun niloc. Chem proprietarul de obeste de acord să o distribui doamne noi, dar nu-mi dă ăștia bani. Nu-mi dă bani. Poți proprietarul spune da. Sunt sigur că zice. La Abia Florin. E cel mai mare. Deci un dosar acolo. Deci aici 4-5 băieți buni care vor să se ocupe de așa, ca măcar luat pe sat. Izlați-o de la Bâlca, de la Cotofanii și de la Borșani. Noi cât suntem? 4-5 cu animale? Hai să-l luăm. Hai pe cineva. Da. Că dacă nu așa o să întâmplă. Vreau să vină la cu cerere, vine cu ofertă. Pe cine am auzit, am văzut vrea scăpi de animale, n-am auzit vrea scăpi. Da. Vine scăpi pe Borșani. Da, vrea scăpi de bani. Da, păi de cât o cumpăr de vreo 3-4 ani. A cumpărat, era vândut, era cumpărat. Haideți să terminăm. Și cu da, haideți da? Pe chiar comisia. Da. Deci sunteți de acord, nu? Da. Nu uitați să anunțați până pe 15 ianuarie sau 16, dacă e, sau... Am mai rămas diversele, dacă aveți cineva... Depunere cerere pentru participare la... Faceți scrisoare. Până pe 15 ianuarie. Nu, 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 dar chiar la toți... O voi anunța numai de o fiu pe scătoare. Chiar duminică 15. Duminica? Atunci pe 16 ianuarie, ora 6. Adică, luni. Luni. Deci eu am zis, nu știam cu ce. S-a nimerit. Deci până pe 16 ianuarie, orele 16. Până la ora 4, până la mea, venim în ultima cerere. Dacă nu mai e nimic de spus, declarăm ședința închisă. Vă doresc sărbători fericite.